Marți, ziua macro, episodul 4. De data asta ne focusăm pe singura lentilă pe care am folosit-o mai bine de 4 ani. Vă voi spune de ce această lentilă ajută, vă voi arăta fotografii făcute doar cu ea și de ce ar putea fi singura lentilă de care un fotograf are cu adevărat nevoie. Dacă mă urmăriți vlogurile, ați mai văzut-o până acum. Este o lentilă Sigma de 30 mm f1.4 care cred că se apropie bine de vârsta de 10 ani. Dar rămâne una din lentilele pe care le folosesc cel mai des. Hai să începem. Vă arăt fotografiile făcute cu ea în timp ce expun beneficiile. De ce această lentilă ajută? În primul rând, distanța focală de 30 de mm în corelație cu un senzor crop creează o soluție ideală pentru a captura majoritatea situațiilor ce apar în imediata noastră apropiere. Unghiul de cuprindere nu e nici prea larg cât să ai o imagine distorsionată, dar nici prea strâns cât să poți fotografia și în locuri mai înguste. Aici vine partea interesantă, pentru că aici se ascund majoritatea beneficiilor, în unghiul de cuprindere al lentilei care face fotograful să stea aproape de ce fotografiază. Când stăm aproape de oamenii pe care îi fotografiem, le vedem și le redăm mai bine poveștile. Ușor-ușor scăpăm de frica de a fotografia oameni pe stradă. Și chiar și la ședințele foto, stând mereu în imediata apropiere, învățăm să indicăm mai bine pozițiile și să creăm o atmosferă mai relaxată. Cu o lentilă ce are un zoom generos, suntem mult mai predispuși să luăm doar un cadru, două și să mergem mai departe. Asta are șanse mult mai mici să se întâmple cu lentila de 30 mm. Singurul zoom pe care îl putem da cu această lentilă este pasul, să ne apropiem fizic de subiect. Efortul acesta pe care trebuie să-l facem de fiecare dată din cauza acestei lentile vine ca un declic, să fim mai interesați de ce fotografiem. Dacă tot am apropiat de lucrul care ne-a atras atenția, suntem mai tentați să găsim unghiul care ar pune cel mai bine subiectul în evidență. Ca să rezum totul la o singură propoziție, e o lentilă care ne pune la treabă. Dar doar așa învățăm. Multă lume caută scurtături în fotografie, o cale mai ușoară de a ajunge la rezultate mai repede și își cumpără mult echipament, lucruri scumpe din dorința de a ajunge la rezultate mai repede. Dar deseori, cea mai bună scurtătură în fotografie e apropierea, să fim aproape de ce fotografiem. La fel cum spunea și legendarul fotograf Robert Capa, dacă fotografia nu e suficient de bună, înseamnă că nu e suficient de aproape. Încă un beneficiu al lentilei este deschiderea mare a diafragmei ce ne permite să fotografiem și în condiții slabe de lumină. Deci nici noaptea nu o dăm jos de pe aparat. Reprezintă o soluție ideală atât pentru fotografii începători care vor să învețe, cât și pentru fotografii mai avansați. Dacă ar fi să recomand o singură lentilă din toate care se fac pe un senzor ASPC, aceasta ar fi o lentilă fixă de 30 de mm și pe un senzor full frame, cea de 50 de mm. De la fotografie de stradă la portrete regizate, e o lentilă cu care se pot face multe și mai de toate. Dacă vreți să mergeți la sigur cu ceva și să nu investiți prea mult, prin toate beneficiile pe care le aduce, este, după părerea mea, singura lentilă de care un fotograf are cu adevărat nevoie. Dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur abonați-vă, dați un like, spuneți unui prieten, iar noi o să ne auzim marțea viitoare. Ciao!